au trăit în miros de fecale timp de 25 de ani. Este vorba de locuitorii satului Lipnic din raionul Ocnița. După mai multe plângeri ale sătenilor, autoritățile locale împreună cu Ministerul Mediului au soluționat în sfârșit problema. Aici a fost construită o stație de epurare. Mizerie și miros urât, cu acestea au luptat sătenii din Lipnic, raionul Ocnița, zeci de ani. Problema fiind apele uzate de la spitalul raional aflat în preajmă, care se revărsau în râul Cubolta. După 25 de ani, problema cu stația de epurare pentru ape reziduale de spitalul, în sfârșit, a fost rezolvată. Clar că problema asta ne afecta foarte mult activitatea spitalului, multe probleme, aveam obiecții de la inspecție ecologică, locatarii satului Lipnic. Pe lângă mirosul insuportabil, oamenii care locuiau în preajma răulețului erau nevoiți să aducă apă potabilă de la câteva sute de metri, pentru că în fântânile lor apa era murdară. Mai mult ca atât, nici fructele de pe copaci din preajmă nu sunt strânse, deoarece oamenii se tem să le mănânce. Toți buruieni, nu, așa, puteți să lupți, poți și, bă, nu că strașnă. Și apa murdărie, tot de la părinți, tot merge prin părăuiți. Ne teiam să bem apă din fântână și nici fructele nu vroiam să le strângeam cu tot, cum ne-au spus, că ecologic murdare. Toate apele uzate de la spitalul raional ne mereau în satul Lipnic. Dacă observați, aici sunt fântâni, lumea nu se folosește de apa din fântână. Totuși, până la urmă, am rezolvat această problemă și sunt foarte bucuroasă că lipnicenii noștri respiră aer curat. După mai multe plângeri ale oamenilor, autoritățile locale au rezolvat problema. Aici a fost construită o stație de epurare cu suport financiar din partea Fondului Ecologic Național și a Consiliului Raional din Ocnița. La deschiderea oficială a participat și Ministrul Mediului. Este bine că această stație a fost dată în exploatare, deoarece, iată, vedeți, suntem chiar alături de un părăiaș, iar la câțiva zeci de metri este izvorul de unde pornește râul Cobolta și pe parcursul la mulți zeci de ani, toate aceste ape reziduale de la spitalul raional curgeau prin cel puțin 16 localități. Era o rușine pentru noi toți, dar și era un pericol extraordinar pentru cetățenii din această zonă. Avem un eveniment foarte important pentru raionul Ocnița. Afectau pe fluviul râului Cubolta, practic jumătate din Moldova, până la orașul Bălți. Proaspăta stație de pompare de la Lipnic are o capacitate de 20 metri cub pe zi. Aceasta a fost construită în mai puțin de un an. Costul proiectului construcția stației de epurare biologică a apelor uzate de la Spitalul Raional Ocnița fiind de circa 600.000 de lei.